Ei, hey, salut lume, sunt Dan Mihai și sunt farmacist terapeut BAUN și în acest clip o să vorbim despre ce am folosit eu ca să nu mai cadă părul și pot să zic că după o aplicare n am mai văzut firicele de păr pe care le mai vedeam nu vă gândiți că mie încă cădea părul, lăsam sute sute și de fire doar că lăsam acolo vreo 10-15 fire pe zi cel puțin și văd că acum n-au mai căzut, însă vreau să văd ala lung în sensul să văd cam peste o lună, două, o lună jumate, să văd diferența. Însă, până acum am folosit o singură dată și o să mai fac un clip peste o lună jumate, să văd dacă chiar a fost o diferență remarcabilă. Nu mai lungim vorba, este vorba de emulsie de păr. Nu fac reclamă la marcă, tocmai de aia nici am pus mâna pe ea. Doar că marca mie îmi place extraordinar de mult cum se numește. Cine știe cunoaște. Așa, bun. Ce scrie pe aia? Produsul regenerează și tonifică firul de păr, conferindu-i un aspect mătosos și strălucitor. Oprește căderea părului. Până acum, tind să-i cred. Dar vreau mai mult timp. Bine, chestia e că m-am citit un și firele de păr să văd mai greu. Am niște dubii, dar până acum sunt surprins. hei, au trecut 5 zile de când m-am dat prima oară și... nu hey, n-am mai căzut fire. Sau nu le-am mai văzut eu. Și am fost atent. ingrediente. Petroleum distilates, castor oil, alcohol, 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 adică are petrol, gaze naturale, uh, nu știu ce am făcut așa, așa, castor oil nu, nu e ulei de castor, e ulei de ricin, alcohol, alcohol, alcool. da? Menta piperita, herb oil, ulei de mentă. Mod de utilizare se realizează fricțiuni locale, rădăcina părului uscat, da? Am părul uscat, se lasă să acționeze timp de două ore, după care se spală. Se poate folosi de două ori pe săptămână, ceea ce o să fac și eu. O să folosesc de două ori pe săptămână până nu mai am cicluța și să văd diferențele. Tocmai <coughs> de-aia e mișto că am filmat clipul și pot să văd diferențe, da? Pot, da? Ok. Vorbesc prea multe ori, da? da? Ei. Contraindicații. Alergie în oricare dintre componentele produsului. Nu conține conservanțe artificială. se agita înainte de o utilizare. Bun. Am anunțat la îndemâna și vederea copilor mici a se păstra la rece produs testat dermatologic. Bun. Hai să nu mai lungim vorba. Luăm <coughs> și turnăm la rădăcină. Haide mă, haide mă, hai mă, Da? A început. Ah, vă dau un avertisment. Da, putea benzină. Poate nu știați, dar să puta benzină. Oh, ce pute A, ah, și o chestie. Nu, nu risca să nu vă spălați pe mâine înainte să mâncați. Dar să vă spălați, nu știu, temeinic. Dar bine, nu mai mâncați în seara aia. Serios. Adică ți-ai dat? Și încearcă să rămâi cât mai mult, chiar mai mult de două ore, dacă se poate. Și prima oară spui puțin, nu pui ca mine ca leșinatul, să vezi că unii au alergie și să-i scalpul. Eu, fiindcă m-am mai dat o dată, știu că n-am cum să am alergie. Că m-am dat deja o dată și dacă n-am avut alergie prima oară, nu o să am nici a doua oară. Da? Așa, îmi dau voie pe aici. E problema la zona mea. nu Ce dubiu sunt că fac asta în fața voastră, dar. Am zis, oh, e, mâna uleioasă, Stai să fac freza. nu, Ok, deci, e clar, m-am dat, da? Îl las acolo, ajung la rădăcina lui, și aștept. Îmi văd, fac alte nebunii de ale mele, nu știu, poate mă la un meci, joacă, nu știu, ce cu Celtic, poate se califică, nu știu, habar da. Sau poate mă uit la un film, sau poate citesc ceva. Am în astea trei variante. Cel mai probabil o să le fac pe toate și le fac o varză. Dar asta doar vă spun că puteți să faceți și voi între timp ceva, dar de preferință să stați singur într-o cameră, fiindcă o să-i împuțiți pe ceilalți și după trebuie să aerisiți, fiindcă îi luase. a benzină. Eu deja nu mai simt că m-am obișnuit cu ea acum de câteva zeci de secunde când da, m-am dar celălalt singur o să fie gel A venit cu cisterna de benzină aici. Eu am fost la da Mihai și pare foarte stupid și eu la fel de urât m-am uitat când mi s-a spus, însă până acum sunt șocat de rezultate, însă nu trag niște concluzii, le voi trage peste concluziile, evident, peste două luni, cam așa. La revedere!